Polițiștii locali au aplicat în ultimele două săptămâni amenzi în valoare de peste 10.000 de lei. Cele mai multe amenzi, respectiv 75, au fost aplicate pentru parcarea autovehiculelor în alte locuri decât cele special amenajate. Agenții poliției locale au acționat în perioada 30 ianuarie-13 februarie pentru menținerea ordinii și liniștii publice, păstrarea curățeniei, identificarea persoanelor care parchează autovehicule în alte locuri decât cele special amenajate, combaterea actelor de cerșetorie și a comerțului stradal, pentru depistarea și identificarea societăților comerciale care nu respectă orarul de funcționare afișat la intrarea în unitate, precum și susținerea unui aspect civilizat al arterelor pietonale și a piețelor din municipiu. Cu această ocazie, polițiștii locali au aplicat un număr de 212 sancțiuni contravenționale, 63 cu amende și 149 cu avertisment scris, în valoare totală de 10.865 de lei. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, în cazul în care sunt sesizate încălcarea unor norme de conviețuire socială sau săvârșirea unor fapte contravenționale, reprezentanții poliției locale anunță că dispeceratul acesteia poate fi apelat 24 de ore din 24 la numerele de telefon 0260 sau 0260 0734 777 801.